Cea mai mare bogăție pe care o are Republica Moldova este pământul, iar agricultura este una dintre ramurile primordiale de activitate a populației. Anume, acest sector trebuie să fie baza dezvoltării economice a țării, așa crede Teodor Boțan, cel care acum 12 ani a ales să-și inițieze propria afacere acasă, de la zero, refuzând să meargă peste hotare cum o fac mulți moldoveni, de voie sau de nevoie. Sunt agronom de specialitate, am absolvit școala din sat Cojușna, am absolvit Universitatea Agrară și având și multă experiență practică care mi-a transmis-o tata meu, am considerat că în domeniul agricol, în serviciile agricole va fi nevoie, eu voi fi de folos oamenilor. Consider că e bine acolo unde te-ai născut, acolo să activezi, să faci lucruri, să creezi ceva. Noi suntem o țară agricolă, nu avem bogății mine de a extrage petrol sau alte zăcăminte naturale, deci avem un sol fertil și trebuie să producem fructe, legume ca să le schimbăm pe aur și pe alte zăcăminte care noi nu le avem în țară la noi. Pe parcursul activității a reușit să aducă noul în domeniul agricol din Republica Moldova. Susține că, indiferent de profesia pe care o îmbrățișează, important este să reușești să fii de folos, să cucerești încrederea celor din jur. Fără apă nu faci agricultură la noi în țară și m-am interesat în lume ce se face cel mai eficient mod de irigare prin picurare. Eu m-am aprins de ideea asta și am început să o promovez. Venim cu idei noi. De exemplu, noi am venit, primii suntem în țară care am implementat proiectul la cheie, am început să implementăm proiectul la cheie la irigare prin picurare. Primii am fost care am implementat irigare prin picurare subteran. Avem peste 100 de hectare deja, ceea ce e ceva nou în lume, de obicei. Suntem primii care am început să promovăm geomembranele astea pentru bazinele de apă. Diferite volume, ceea ce este cu mult mai ieftin și mai eficient decât bazinele astea betonate. Suntem acei care promovăm spațiile verzi, adică, în primul rând, înarborarea în plantațiile multianuale, ceea ce previne erozia și creează un microclimă favorabil pentru livadă, pentru struguri. Chiar dacă deseori avem impresia că domeniul agricol e activ odată cu renașterea naturii, există teren de lucru și pentru sezonul rece al anului. Și în perioada rece noi planificăm acum, de exemplu, băieții care, tehnicienii care sunt responsabili pe montarea sistemelor de irigare, acum pregătesc instrumentele, deci aranjăm lucrurile la locul lor. De ce are nevoie agricultura din Republica Moldova pentru a prospera? Are nevoie de a mări suprafețele și a menține productivitatea și eficiența, deci plantațiilor multianuale. Noi avem terenuri în pante, deci noi nu suntem puternici sau să concurăm cu românii sau Ucraina, unde au terenuri plane pentru culturile de câmp. Deci noi trebuie să creștem culturi de câmp pentru asolament, dar îndeopște banul de bază, agricultura noastră moldovenească trebuie să ne-l dea din vie, din vița de vie și din plantații de pomicule și pomușoare, evident. Deși în Republica Moldova avem oameni harnici, oameni ce muncesc din zori până în seară pentru a-și câștiga existența, deși susținem că suntem o țară agrară, la capitolul strategii eficiente și domeniu agrar dezvoltat, Moldova mai are de muncit.